Toți copiii din municipiul Roman și împrejurimi sunt invitați să participe la slujba de început de an școlar, ce va fi oficiată de Înalt Preasfințitul Ioachim la Catedrala Arhiepiscopală, miercuri 16 septembrie. Mai multe rechizite și burse școlare vor fi oferite în dar de către reprezentanții bisericii. În cadrul acestui proiect atât de iubit de copii, tinerii elevi vor beneficia pe lângă binecuvântarea Înalt Preasfințitului și de rechizite, îmbrăcăminte, ajutoare financiare, burse necesare începerii în bune condiții a anului școlar 2015-2016. În protopopiatul nostru, această manifestare va avea loc miercuri, 16 septembrie, începând cu orele 16, în incintra Centrului Eparhiar Roman. Programul acestui eveniment atât de așteptat de copii este următorul. Raula 16 în Catedrala Arhiepiscopală va avea loc slujba vecerniei, slujbă la care vor participa toți preoții din protopopiatul nostru. La ora 17 va avea loc întâmpinarea ierarhului, la ora 17:20 pe o scenă specială amplasată în incinta centrului eparhial, elevii din școlile romașcane vor prezenta un program artistic cu ocazia începutului anului școlar. La ora 18, Înalt Preasfințitul Ioachim va oficia slujba de binecuvântare a elevilor, iar la ora 18:30 vor fi împărțite daruri celor prezenți la această manifestare. Evenimentul face parte din proiectul Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, ajuns anul acesta la a treia ediție și care se desfășoară în cele 6 protopopiate.